În momentul filmării a fost, pentru mine, a fost greu să zic, dar chiar spuneam azi cuiva că asta e și frumusețea, trebuie să fie greu, adică noi nu ne temem să ne fie greu, dar nu, mi-a fost foarte, foarte greu. Eram speriată, era primul meu rol mai important. Dar vreau să zic, a contat foarte mult faptul că am lucrat cu Vlad, cu Ana Maria, și că l-am avut pe Cristian Mungiu, regizor. A contat foarte mult. Adică mi-a ușurat foarte mult munca. Dar mi-a fost frică. Mi-a fost frică de eșec. În general, te joci de-a ceva, cum se joacă și copiii. Tu știi că e doar un joc. Nu poate să te afectezi decât dacă intri în niște lucruri personale foarte adânci, ceea ce nu-i recomandat, decât așa ca exercițiu și într-un mediu de siguranță. Dar altfel, suntem actori, asta ne meseria și știm să lucrăm cu lucrurile noastre personale, adică nu ne declanșăm niște, eu știu, crize. Pentru mine a fost așa un lanț de surprize și de bucurii maxime. În primul rând, toată frica mea din timpul filmărilor, toată îndoiala mea, toată au culminat cu faptul că am fost selecționați în competiția oficială, ceea ce deja era un premiu pentru mine personal. Și, mă rog, sigur că nu am sperat chiar la Palme d'Or. Am sperat totuși măcar la un premiu, dar nu m-am gândit tocmai la Palme d'Or, așa că a fost o surpriză absolută. Feedback-urile au fost extraordinare, adică oamenii au reacționat foarte bine la film. Pur și simplu, nu am avut critici. Dimpotrivă, erau profund impresionați și asta ne-a făcut să sperăm. Și nu numai criticii care au vizionat filmul înainte de vizionarea propriu-zisă, dar oamenii de pe stradă care apucaseră să vadă câte ceva, ne opreau și voiau să vorbească cu noi, erau foarte impresionați. În momentul în care ești în competiții oficiale, speri, chiar și dacă nu s-ar fi vorbit atâta, chiar și dacă nu ar fi fost reacțiile astea, tot speri. Sper că ești acolo printre câteva filme, câte sunt, 12, nici nu știu câte sunt. Nu sunt multe și sigur că speri, dar e adevărat că eu nu mă așteptam la Palme d'Or. Viața mea s-a schimbat foarte mult, a luat altă turnură. Pur și simplu au început să vină proiecte din străinătate, filmul ne-a făcut să fim vizibili, regizorii au început pe mine și știu că și pe ceilalți, cu mult mai mult, au început să mă caute, să-mi trimite scenarii, să-mi propună tot felul de roluri. Și viața mea s-a schimbat datorită acestui film și astăzi se întâmplă lucruri încă tot datorită acestui film. Sunt cunoscută, oamenii am filmat în Irlanda, am filmat în Italia, oamenii ne știau, deja văzuseră filmul, mai ales cei din meseria noastră. Am făcut niște seriale, am făcut și niște filmulețe artistice. Nu, film, da. Dar e adevărat că am făcut mai multe în străinătate. Și de mai mare anvergură și roluri mai mari. Asta e adevărat. Nu știu de ce. Așa a fost pentru mine. Probabil n-au fost roluri chiar potrivite în perioada asta.